ok, câtva timp încercam cumva să îi readuc înapoi, cumva să încerc să fie situația roz din nou, dar văzând că nu primesc nimic înapoi, ok, gata, mă detașez, deși sufăr o perioadă, măcar știu că sufăr cât sufăr, cumva că am pierdut persoana respectivă, dar și după ce îmi trece de persoana aia, în timpul ăla în care sufăr și realizez că încet, încet îmi trece, după ce îmi trece nici nu mai pot să am nimic înapoi. Deci eu, dacă îmi trece, never ever, adică gata. Și dacă mă întâlnesc cu persoana respectivă și deja mi-a trecut, nu mai. Uite, deci tu ai învățat de la educația asta pe care ai primit-o, știi? Care e chiar frumos, adică îți pare nou că stai cu mine față în față cu mine, dar chiar mi se pare super șmecher, super frumos. Uite, eu, de exemplu, ce n-am primit, aia vreau să ofer, da. Știi? Și vorba cu cluburile tot timpul, nu știu, îmi doresc așa, știi, să fie deschis, să nu-i fie rușine, măi, că beau bere, copilul meu, dau exemplu, știi? Da. Sau să, nu știu, să-l văd cu o fată, dacă ar fi băiat, știi? Aș fi acolo, știi, să-l încurajez, să-l trăiesc odată cu el. Păi nu? Da. E mai bine să facă de față cu tine decât să facă pe la colț și să-ți spună unul și altul. Corect. Acum nici foarte mult, nu știu, nu mi-ar plăcea să fiu lipit de ei, știi? Nu, dar să aibă încredere. De exemplu, uite, da, tată, vreau să beau o bere cu tine în seara asta. Da. Ne uităm la meci și asta este, dar atât, știi? Și se rezumă la atât. Da. Că dacă nu îi lași, atunci după aia mai rău fac. Cristina, uite cum stă situația. Eu nu vreau ca tu să te simți abandonată de mine, pentru că eu vreau să plec și că nu vreau să continui cu tine ceva sau... Eu aș vrea să mă adun. Îmi doresc din suflet și... În momentele în care eu râd aici, ales momente în care reușesc să mă adun la modul cel mai serios. Cine mi stă sus în vestiare știe chestia asta. Momentele în care eu râd aici și sunt în prezența ta, sunt momente în care poate și tu contribui cumva la chestia asta, dar sunt slabe momentele în care eu reușesc să mă adun, știi? Și că reușesc să mă adun, o fac cu toate puterile și vin aici și sunt ok. Dar au început să fie foarte puține zilele astea, parcă se împuținează de la zi la altă. Foarte puține sunt zilele respective în care reușesc efectiv să încapăt puterile să nu mai mă simt confortabil, știi? Înțeles. Și chestia e că tu ai făcut asta în ultimul timp, dar ai reușit așa bucățică cu bucățică să mă aduni acolo și să poți să mai-mi dai, să mai aduci zâmbetul pe buze, un fel de soare, știi? Dar în rest, nimic nu mai mă interesează. Te cred, nici cecuri, nici bani, am spus asta mereu, nici nimic. Voiam să fii conștient de lucrul ăsta, că eu așa sunt ca persoană. Poate nu știai acest aspect. Ba da, mi le-am mai zis. Sau ți l-am mai zis, dar așa e la mine. Adică odată ce sufăr, trece, la revedere, nu mai. Și crezi că te-aș face să suferi dacă... E ruperea aia. Adică... În momentul în care ești atașat de o persoană, petreci timp cu persoana respectivă și pleacă de lângă tine, pentru că decizia lui e mai mult înspre a pleca, nu știu, poate îți dai seama că, păi, dacă chiar ținea atât de mult, deși normal să fii egoist în asemenea momente, să te gândești la tine, înțeleg asta, dar poate te face pe tine să realizezi că nu e persoana potrivită și încerci să treci peste. Și nu e vorba că mă gândesc doar la mine. Și știu că acum eu știu și care sunt întrebările fetelor. Da, Ratu, dar dacă sentimentele sunt mai puternice decât ceea ce simți tu... Nu vreau să te mai gândești la nimeni altcineva, ci discutăm noi, discutăm acum aici și nu trebuie să ții cont de întrebările care o să vină. Dar eu vreau să zic și o chestie. Eu te înțeleg. Eu vreau să zic că dacă iubirea este mai puternică față de... Da, dar am început eu să mă simt foarte rău. Da, înțelegi? Tocmai de asta zic, că te înțeleg. Numai că e normal. Sezonul ăsta, cred că am fost la spital 4 ore, că nu mai e ca și cum, știi? Da, e normal, de asta zic, că te înțeleg. Nu-i vorba, nu dau vina pe tine că tu vrei să pleci, Doamne, nu. Doar îți explic starea mea, cum ar fi starea mea, dar nu am treabă că tu vrei să pleci pe mine, nu mă face să dau vina pe tine. Ia și documentul, luați documentul, vă rog frumos să vă faceți rog. Document oficial. Hai. Și cred că trebuie să profiți de ei cât îți mici, știi? Da, adică deci... cred că e cel mai frumos moment, știi? Deci dacă ar fi să schimb ceva din ce am avut eu în familie, ar fi faptul că aș petrece mult mai mult timp. Bine, ca mamă e altfel, dar ca tată vreau să-ți spun că tatăl meu lucra foarte mult. Bună, Malu, m-am revenit din nou. Acum, de data asta, în limba spaniolă, ca să se înțeleagă. Așa. Eu vi le arăt pe cele oficiale aici. Așa, și eu o să zic în limba spaniolă. Așa. Nosotros las subscritas Mihaela Homa, Lorena Rumbecu și Larisa Groza și Bianca Mandro solicitamos el traslado temporal del señor Roberto Grescu en la casa de las chicas con intención amorosa. Și aici am semnat toate trei cu intenția amoroasă pe data de 20/6/2020. Data de astăzi? Mihaela și Lorena. Aici nu am mai semnat, dar... Deci toate trei este cu aceeași intenție? Document așadar de susținere a celui oficial. Să mă duc atunci. Așteptăm un răspuns. Și cu mama ta, cu ce relație ai? Am văzut-o, cred că de 8 martie sau... La fel de bună. Da, de 8 martie. De 8 martie, așa-i? Da, mami e un pic mai timidă. Cred că la caracter e undeva între tati și mami. La mine, vreau să spun. E o combinație între ei doi. Un răspuns fizic. Da? Lenuța, pot să mă duc să văd intenția lor amoroasă? Adică vine. Mulțumim, îl așteptăm. Mie, spune mie. Poți să merg? Să văd ce intenție amoroasă au fetele? Trebuie să-l păstrez ăsta. Eu trebuie să fac tot timpul din astea ca să vină aici la mine. Patricia, acasă. Auzi, du-te cu nota. La vedem ce rămâne. Du-te cu nota. Laurențiu, prăjitura, Laurențiu. Ce ziceți, fetelor? A zis, da, deja l-au chemat. Îl cheamă, cred. Deci a spus că da. Bravo. Ia, Mihaela. Da, și în spaniolă, de dai seama. Încă vă 2 zile și spre spărarea pe mine. Să stau mai mult lângă tine. Că te pasa, Roe. Da, păi... Am vorbit un pic la date în spaniolă, că eram acolo și mai erau niște oameni și, da, unele chestii gen... Înțelegeai? Vorbeam în spaniolă? Nu, noi doi. Ok. Nu, eu pot. Poate vrei să iei la pachetul prăjitură. Laurențiu, prăjitura, Laurențiu. Uite, dar și-o să mă duc. La revedere. O să vă dau o stea. De ce, doamnă? Recenzie. Negru pe portocaliu nu prea merge, să știi. Cum? Patricia, prăjitura, o iei cu tine prăjitura. Stai că o însoțesc eu, te însoțesc eu. Domn, te ajut? Aveți 260 de euro de achitat. Cash sau card? Nu ce vreau să mă invitați, domnul. 260 de euro? 260 de euro, dar mâncați la calul, nu mâncați oriunde. Domnește. Grație. O să mă și o lingură, să duc și un pic. Dar nu mă... Să nu schimbă cu nimic faptul că eu vreau să plec, Stina, că nu simt nimic pentru tine. Parcă și când îți pronunț numele, mi-ești dragă, știi? Nu schimbă cu nimic chestia asta. Nu, zic că timpul, dacă lași timpul să treacă așa, fără să te vezi cu persoana respectivă. Știi că aici, că dacă pleci tu, eu nu pot să plec mâine sau nu pot să ies peste o săptămână fix. Da. Asta zic, că dacă lași timpul să treacă, nu știi ce se întâmplă și nu știi ce se produce, ce schimbare se produce în interiorul tău. Și, într-adevăr, e posibil ori să se... nu știu, să iasă ceva bine din treaba asta afară, ori să se stingă. Pot să o însoțesc și eu pe Patricia până în casa fetelor? Alo, dar cu cine vorbesc, domnule? Pot să o însoțesc și eu pe Patricia în casa fetelor? Bine, da, banii? Lenuța? Cred că nu. Hai, Patricia, hai! Mulțumesc oricum, Alexandru. Avem grabă. Da, eu îți mulțumesc. Mă conduce până sus. Nu, până aici, până aici. Uite, aici, Patricia. Mulțumesc frumos pentru invitație, mi-a plăcut foarte mult interacțiunea noastră, e foarte bună supa, o să mănânc și prăjitura și o să-ți dau un... O stea, o stea. 5 stele îți dau. Îți mulțumesc, te pup. Pupa. Pa, pa. Ce pupte? Bravo, băi! Băi, bună prăjitură, frate. Îți zic eu că ai dat-o pe spate. Băi, bună prăjitura. Băi, pe spate ai dat-o, frate, ești numărul 1. Mai faci de-ai tu de-astea, că nu faci. Te fudei tu singur, bravo. Te fudei tu singur. Bravo, nu? Cash sau card, repede? Cash. N-avem, avem doar pe US. Hai cu cardul. Ai ceas, ai pe ceas? O să scot acum? Ce să scoți? Cardul? Cardul. Întoarce-te atunci, dacă mi-ai plătești. Hai, cât? 250 de euro. 260 euro. La calon. Nu, hai, card. Mamă, ce... Ce liniște aici, ce frumos. Da. Nu? Da. E foarte frumos aici. Te uiți la canapea, vrei să mergem pe canapea? Mhm. Deci m-ai înțeles? Da, te-am înțeles. Mai că e cam mare canapea asta pentru noi, că noi suntem mai mici, așa. Suntem doi mici. Vrei ceva de băut? Doi mici. Doi mititei. Doi mititei, uite muștarul. Nu vreau nimic de băut.